Bună ziua, doamna Daniela! Bine ați venit la noi în clinică, în clinica medicală Aura Vita din Pitești. Mă bucur că ați venit din nou. De data asta aș vrea să vă fac o surpriză, dumneavoastră și telespectatorilor, să mergem în cabinet la doamna doctor Miulescu Rodica, unde să facem o emisiune, adică să faceți o emisiune, de fapt, despre medicină, dar și la o cafea să vorbiți împreună cu telespectatorii și cu doamna doctor despre câte lună și în stea. Da, dragii telespectatori, după ce mi-a făcut introducerea doamna doctor Florinela Golan și chiar o surpriză, iată-ne în biroul doamnei doctor Miulescu Mirela Rodica și chiar mi-a plăcut ideea doamnei doctor câte lune și în stele. Sunt convinsă că și doamna doctor Rodica Miulescu are un subiect extrem de interesant din acest punct de vedere. Sunt, așa cum spuneam, bucuroasă că reușesc să fac o emisiune și cu domnia sa, doar cu domnia sa, pentru că în decursul acestor, să spunem, ani am stat de vorbă mai cu doamna doctor Florinela Bălan și iată, dragi telespectatori, că a venit timpul să o cunoaștem și pe doamna doctor Rodica Miulescu. De ce zicea doamna doctor Florinela Bălan câte lune și în stele? Ce a fi vrut? A fost așa un fel ca o introducere? Pentru că totuși îmi place ideea, doamna doctor. Da, pentru că tema emisiunii noastre de astăzi ar fi Științe vechi, speranțe noi. Voi vorbi despre două științe, știința ritmurilor lunii și Feng Shui. Influențează, pentru că în ultimul timp, dragi telespectatorii, am tot auzit cum influențează creșterea, descreșterea, luna plină, luna nouă, starea sănătății noastre. Vă întreb pe dumneavoastră acum ca medic și ca acum cu aplicare către medicina holistică, doamna doctor, chiar influențează? Da, vom vedea în această emisiune, vom detalia subiectul. După cum spuneam, am ales să vorbesc în această emisiune despre două științe aplicate în vechime, care au fost uitate perioade lungi de timp, din păcate la noi, dar care cred că vor renaște spre binele nostru al tuturor. Este vorba despre știința ritmurilor lunii și străvechea artă chinezească a amenajării, Feng Shui. Trăim astăzi un proces de schimbare a mentalității, un proces lent în derulare, trecerea de la mentalitatea că suntem dependenți de exteriorul nostru la aceea că suntem posesori unor forțe extraordinare pe care începem încet încet să le descoperim. Trezirea noastră spirituală, iar legile și ritmurile naturii, uitate sau ignorate, e bine să le reconsiderăm și să ființăm în bucurie, responsabilitate și libertate, ascultându-ne însă acea voce interioară pe care o putem numi intuiție, inimă, presentiment, conștiință, instinct sau al șaselea simț. Intuiția nu dă greș niciodată, iar dacă există persoane care cred că nu o posedă, se înșală. Acestea nu au curajul de a o dezvolta și de a crede în ea. Și pentru că vorbim de intuiție, aș vrea să amintesc că noi aici, în această clinică, eu lucrând la Raiocom, putem accesa dezvoltarea ei. Avem frecvențe specifice pentru intuiție. Lucrăm pe dezvoltare spirituală. Strămoșii noștri au descoperit ritmurile naturii și cele lunare prin instinct, prin introspecție și prin experiență directă. Ei știau că nimic nu este la întâmplare, credeau cu tărie într-o forță superioară divină. Au descoperit că multe evenimente naturale, cum ar fi fluxul, refluxul, graviditatea, vremea, comportamentul animalelor, sunt în strânsă legătură cu mersul lunii. Știau că succesul unor activități, de exemplu, intervențiile chirurgicale, recoltarea sângelui, aplicarea mijloacelor de vindecare și multe alte activități, deci succesul acestor activități depindea de anumite ritmuri ale lunii. Medicina holistică a fost practicată în vremurile străvechi, când oamenii se considerau parte a întregului și nu entități izolate. Ei știau că cel mai bun medicament pentru om este iubirea. Trăiau momentul prezent,
singurul punct în care viața se desfășoară efectiv, spre deosebire de perioada actuală în care omul se risipește între amintirile trecutului și proiecțiile viitorului, ratând momentul important de fericire. Este interesant, dragii telespectatori, cum doamna doctor Rodica Miulescu în aceste câteva minute a adus foarte multe elemente în atenția dumneavoastră. Stau acum și mă gândesc, am aici tot felul de cărți la domnia asta, stau acum și mă gândesc că despre intuiție, despre trezirea conștiinței, despre instinct, despre toate acestea care nouă ne sunt familiare la un moment dat, dar totuși trebuie să le aducem în atenția dumneavoastră, pentru că în conferința din 28 septembrie și medicul Constantin Dulcan s-a apropiat asupra acestor lucruri. Doamna doctor, aș vrea să ne spuneți cum influențează luna starea noastră de sănătate și activitățile noastre. Aici aș vrea ca să stăruim așa, eu știu, un pic, dacă se poate. Da, cunoaștem cele 5 faze ale lunii. Luna nouă, luna în creștere, luna plină, în descreștere și tranzitul lunii prin semnele zodiacale. Ce putem spune despre luna nouă? Este momentul marilor speranțe. De ce? Este bine să ne facem planuri în această zi, marcată în calendar, printr-un disc negru. În această perioadă, capacitatea de detoxifiere a corpului este maximă. E bine să postim în această zi. Energia noastră este scăzută. De ce îi spuneți dumneavoastră să postim? În gând este luna nouă. Aha. La luna nouă. Luna nouă marcată în calendar cu discul negru. Vedeți, dragi telespectatori, că și aceste marcaje în calendarul creștin ortodox nu sunt întâmplătoare și nu știu dacă vreodată dumneavoastră v-ați spus, eu știu, întrebarea ce e cu această lună în creștere, în descreștere, lună nouă și așa mai departe. Și gospodarii țin cont de aceste lucruri. Vă rog, continuăm. După cum spuneam, în această perioadă capacitatea de detoxifiere a corpului este maximă. De aceea e bine să postim în această zi. Este o zi foarte bună pentru a începe o cură de slăbire. Este un moment foarte bun pentru a ne dezvăța de anumite obiceiuri rele, de dependențe, de tutun, cafea, alcool. De ce? Pentru că în această perioadă simptomele abstinenței pot fi ținute în frâu, nu sunt așa de zgomotoase. Tot în această perioadă, energia noastră este scăzută, de aceea este bine să analizăm propuneri, nu să le punem în aplicare. Și în continuare, de la luna nouă până la următoarea lună plină, o perioadă de 2 săptămâni, este luna în creștere. Ea apare pe cer ca o seceră fină. În această perioadă este cu convexitatea spre partea dreaptă. Aha. Că am văzut și de partea invers, când este luna în descreștere atunci. În această perioadă, tot ce primește organismul pentru dezvoltare și pentru întărire, își dublează efectul. Luna în creștere aprovizionează, planifică, absoarbe, dezvoltă, dă putere, regenerează. Forța este cu atât mai mare cu cât luna plină este mai aproape. Deci, în această perioadă, este bine să recurgem la vitaminizare. Calciul, magneziul se absorb mult mai bine, mai rapid. Corpul câștigă însă în greutate mai ușor, deși la aceeași cantitate de mâncare. Sunt mai puternice acumulările de apă în corp și picioare. E mai dificilă eliminarea lor din corp cu diuretice, de exemplu. Toate simptomele de otrăvire sunt mai intense. Cu cât ne apropiem de luna plină, scad șansele de reușită a operațiilor. Vindecările sunt mult lente. Însă ce se întâmplă la luna plină? Luna plină, care apare pe cer ca un disc rotund luminos, iar în calendarul nostru este discul alb, în această zi
absorpția este maximă. Ca urmare, și în această zi este bine să postim, întrucât din alimente putem absorbi în cantitate mare și substanțele care sunt dăunătoare pentru organism, acele euri de care știm cu toții. Vindecarea postoperatorie este deficitară în această perioadă, rănile sângerează mai mult. Vaccinările e bine să nu se facă în această perioadă, nici cu 3 zile înainte de a apărea luna plină. Plantele medicinale care sunt culese în această perioadă au puteri sporite. Nașterile sunt mai numeroase. Luna plină o putem considera ca momentul împlinirii. Suntem plini de energie, avem putere de muncă, iar viața interioară este mai bogată. În această perioadă, unele persoane pot fi puțin mai tensionate, mai anxioase, mai pasionale. În această perioadă se pot comite mai multe acte antisociale, chiar crime. Luna, tot luna plină, guvernează trăirile noastre interioare. Deciziile care se iau în această perioadă se iau sub influența sentimentelor și nu a argumentelor logice. Și nu e bine? Ne respectăm intuiția. De multe ori e bine să facem un echilibru între cele două emisfere, între rațiune și creativitate. Este bine să păstrăm un echilibru, adică să fim puțin și cu capul îndreptat către cer, dar să fim și cu picioarele pe pământ, cum se spune. Luna în descreștere, al treilea și al patrulea pătrar, care se reprezintă pe cer, se cera invers. Stai așa un pic, doamna doctor. Da. Deci, dragii telespectatori, sunt convinsă că în această clinică unde activează cele două doamne și unde vreau să vă spun că este un flux de oameni, un flux de oameni extraordinar, m-a surprins și pe mine. Mă gândesc că toate acestea sunt probate, sunt probate de mii de ani, vă spun sincer, că nu întâmplător și în calendar sunt așa cum spuneam. Deci, doamna doctor spunea că atunci când este luna în creștere nu sunt indicate intervențiile chirurgicale. Intervențiile chirurgicale. Ele sunt recomandate când luna este în descreștere. Și nici vaccinurile, că da. Este tema vaccinurilor la modă. Da, da. Intervențiile chirurgicale se fac în perioada când luna este în descreștere. Deci operațiile au mai mare succes, rănile nu sângerează atât de profund, vindecarea este mai rapidă și pentru că luna în descreștere detoxifică și spală, elimină. Curăța. Atunci e bine să facem și o cură de slăbire în descreștere. Să începem cu descreșterea. Cura, vă spuneam la început, cura de slăbire începe la luna nouă. Deci este bine să o facem atunci. Acum se recomandă curățenia în casă. Aha. Să curățăm totul. Tot în această perioadă legat de sănătate, merg foarte bine, având în vedere că se detoxifică toate metodele de detoxifiere ale corpului. Le putem aplica în această perioadă, spre deosebire de luna în creștere, unde e asimilarea și recurgeam la vitaminizare. Este favorabilă și rezolvării problemelor stomatologice în această perioadă. Este bine să ținem cont de aspectele acestea. Mă bucur că dumneavoastră spune, doamna doctor, dar oare ținem cont noi de toate chestiile acestea? Pentru că luați de cotidian zilei, de ceea ce înseamnă grija zilei de mine și așa mai departe, parcă nu mai ținem cont. Înainte se ținea foarte mult cont. Oamenii se uitau pe cer, vedeau, studiau și erau foarte atenți. Ceva, cred că, vorbind dumneavoastră în prima parte despre trezirea conștiinței, ceva se va întâmpla și se va reveni la Eu sunt convinsă că încet, încet ne vom reveni. Dar să vorbim și despre tranzitul lunii în semnele zodiacale. Luna, în decurs de o lună de zile, trece cam 2-3 zile prin fiecare semn zodiacal. Din punct de vedere al sănătății, este bine ca organele care sunt corespondente zodiei prin care trece luna
să le acționăm cu anumite metode, cu tratamente. Acestea sunt foarte, foarte benefice. Am aici un tabel cu corespondența între zonele corpului, semnul zodiacal. Să luăm, de exemplu, berbecul. Avem capul, creierul, nasul și ochii. În această perioadă, când luna este în berbec, toate metodele de tratament pe care le aplicăm în aceste zone sunt foarte, foarte benefice. În schimb, intervențiile chirurgicale sunt contraindicate. Deci este bine să nu recurgem la intervenții chirurgicale în aceste 2-3 zile când avem corespondentul. Da, când este luna în zodia respectivă. Luați-mi și mie la mine, la vărsător acum. Deci la vărsător. La vărsător, corespondent al zona corpului, gamba și venele. Dacă dumneavoastră aplicați metode de tonifiere venoasă, să spunem, este un lucru foarte benefic. Este foarte, foarte bine în această perioadă, în aceste câteva zile în care luna trece prin vărsător. În schimb, nu aveți voie. Nu este indicat să faceți o operație de varice, de exemplu. Bun. Mulțumesc, Dumnezeu, că ne-am varice, dragi telespectatori, și am niște picioare încă frumoase. Mai glumim și noi, de ce nu? Mergem mai departe, doamna doctor. Și vreau să amintesc aici, părintele medicinii, Hipocrate, spunea, oricine practică medicina și nu ia în seamă mișcarea stelelor, este o persoană fără judecată. Deci... Da, dar acum, în ultimul timp, din păcate, doamna doctor, ce să nu fiu sinceră, dumneavoastră vă aplicați pentru că ați descoperit că se poate vindeca și așa, adică nu trata, se poate vindeca, v-ați aplicat, dar unii dintre medici, pentru că dumneavoastră sunteți medici cu autoritate, mai puțin se aplică asupra acestor aspecte. Da, vreau să precizez că educația noastră modernă ne-a ascuns informații prețioase și ne-a supra-saturat cu cunoștințe de multe ori de prisos. Încât astăzi știm foarte multe despre cum funcționează exteriorul nostru și mai puțin interiorul. Nu învățăm cum să interpretăm semnalele corpului. Așa este. Cum să interpretăm boala drept un mesaj și o lecție. Atitudinea noastră în fața bolii ne face să ne îmbolnăvim. Și avem nevoie de curaj pentru a înfrunta aceste momente de cădere. Avem nevoie de curaj și de informație, foarte multă informație, doamna doctor. Și avem nevoie de curaj pentru a accepta aceste lucruri fără a ne opune, fără a ne înfuria, fără a ne pierde cu firea. Un astfel de curaj este o realizare personală, individuală. În momentul în care apelăm la metode, de exemplu, de droguri sau la false cuvinte de îmbărbătare, acest lucru este o iluzie. Și pentru că tot vorbim de curaj, vreau să spun că noi lucrăm aici la Raio.com, avem frecvențe specifice pentru a crește acest curaj de a face față vieții. Lucrăm strict pe acest aspect. Este foarte, foarte important. Da, interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Am mai vorbit noi despre Raio.com, despre ceea ce face Raio.com și așa mai departe. Poate chiar o să mai aducem în atenția dumneavoastră despre acea energie. Raio.com este un aparat, sunt doi cilindri mici, iar pentru că ați văzut și dumneavoastră cercetările fizicii cuantice și chiar s-a luat premiul Nobel, dezvoltările în fizica cuantică, dragi telespectatori, a luat o amploare de nedescris. Iar în ultimul timp, tot mai mult și ea, deși Raio.com face ceva de genul acesta în care să mai pompeze puțin energie în corpul uman. Vă rog. Medicina holistică ne ajută în trezirea noastră și în evoluția noastră spirituală. Este foarte, foarte important. Și acum aș vrea să abordez cea de-a doua știință, Feng Shui-ul, care este arta străveche a amenajării. Știți, e interesant, dragi telespectatori, cum un medic
se apleacă și asupra acestui aspect în raport cu sănătatea. Vă rog, doamna doctor. Da. După cum spuneam, Feng Shui-ul este, este o știință. Ce înseamnă în limba chineză? Feng înseamnă vânt, Shui înseamnă apă. Conceptele principale care stau la baza Feng Shui-ului sunt curgerea energiei, Qi-ul, despre care noi am mai vorbit, telespectatorii sunt familiarizați cu termenul, echilibrul Yin-Yang și teoria celor cinci elemente din univers. Foc, pământ, metal, apă și lemn. Feng Shui-ul utilizează culori, cifre, puncte cardinale pentru a determina poziția fiecărui obiect în, în mediu, astfel încât să activăm cel mai bine energia, Qi-ul. Noi ne naștem, fiecare ființă se naște cu trei feluri de, de noroc. Norocul ceresc, norocul pământesc și norocul omenesc. Feng Shui-ul reprezintă norocul pământesc. Așa cum prin corpurile noastre curge energie, Qi, prin meridiane, meridianele energetice, tot așa, la nivelul pământului, există niște meridiane, numite liniile dragonului, prin care circulă această energie, acest Qi. Se spune că atunci când energiile unui spațiu sunt în armonie, suflul cosmic al acelui spațiu este favorabil. Acest suflu este Qi-ul mediului. Când Qi-ul este foarte aproape de suprafața pământului, locul respectiv e foarte încărcat energetic. Dar acest Qi poate să fie benefic, cum îl numesc chinezii Sheng Qi, și poate fi dăunător, ucigător, acel Qi negativ, tot ceea ce ne deranjează cele cinci simțuri, practic. Qi-ul casei este energia care circulă prin casă. Aceasta ne poate armoniza, ne poate amplifica Qi-ul personal sau, din potrivă, să ne-l diminueze, să ne dezechilibrăm. Care ar fi locurile benefice pentru locuit? Locurile care se bucură de un Feng Shui bun sunt cele în care Qi-ul există din abundență. Și aceste locuri sunt cele din preajma apelor, unde vântul nu bate cu putere, apa curge lin, cu meandre, spre deosebire de apa care este repede, curge repede, dreaptă, lacurile, apele care sunt poluate, au o energie nefavorabilă. Asta nu mai avem de unde să știm, dar știm ce, cum sunt și de ce ar fi poluate, ce se găsește în preajma acestor. Doamna doctor, e interesant că vorbiți dumneavoastră ca medic despre Feng Shui. Să spunem că sunt oameni care se ocupă special de ceea ce înseamnă interiorul casei, cu toate, cu toată această simbolistică din, să spunem, obiecte, cum ar fi broscuțe, cum ar fi elefanți, cum ar fi, mă rog, punem patul către nord, punem nu știu ce. Dacă vin eu și mă simt bine și vorbim despre o energie a casei și o energie a mea și veniți dumneavoastră cu o energie negativă, puteți să-mi alterați puțin energia casei? Știți, câmpurile noastre electromagnetice se întrepătrund la un moment dat. Depinde acum de frecvența dumneavoastră de vibrație. Dacă sunteți undeva sus, eu nu vă pot afecta foarte mult, pentru că frecvențele, cea de sus și cea de jos, nu prea se întâlnesc. Dar dacă există grupuri de oameni foarte pesimiști, cu frecvență scăzută de vibrație și un singur om este cu frecvență mai ridicată, la un moment dat se poate să iasă un pic șifonat din acel grup. Dar își revine dacă crește frecvența. Vorbeam de Feng Shui. Cum contribuie el la sănătate? În primul rând, el contribuie la obținerea unei stări bune de sănătate, dar și la prelungirea vieții, la amplificarea stării de fericire.
În această emisiune mi-am propus să abordez aspecte de Feng Shui legate de sănătate, deși poate fi aplicat Feng Shui în toate aspectele vieții noastre. Energiile cerești vindecătoare vin dintr-o direcție a sănătății, pe care chinezii o numesc Yin Yi, direcție care se poate afla prin formule. Este formula celor 8 palate, potrivit căreia oamenii sunt clasificați în două grupe. Grupa estică și grupa vestică. Este o formulă care determină cele mai bune direcții și locații în funcție de sex și anul nașterii, determinând un număr care se numește numărul Kua. Cum se calculează acest număr și la ce ne ajută? După cum spuneam, în funcție de sex se calculează diferit la femei și la bărbați. Pentru bărbați, să luăm exemplu bărbaților, avem anul de naștere, ultimele două cifre din anul nașterii se adună până se ajunge la un singur număr. Acel număr se scade din 10. De exemplu, avem anul 1964. 6 cu 4, 10. 1 plus 0, 1. Iar 10 minus 1 este 9. 9 este numărul cua pe care noi... Cu ce mă ajută numărul ăsta? Mai spuneți-mă o dată, vă rog. Deci, o să vă explic în continuare. Putem afla direcțiile noastre favorabile în viață. Cu ajutorul acestui număr putem stabili dacă facem parte, după cum spuneam, din grupa estică sau grupa vestică, cele patru direcții favorabile care ne aduc nouă mult noroc și de care e bine să ținem cont în existența noastră de zi cu zi, cele patru direcții nefavorabile, direcția cea mai bună pentru dezvoltare personală, pentru succes, pentru sănătate, pentru dragoste și căsnicie. Dar să continuăm, că am început, am dat exemplu de calculul numărului Kua la bărbați. La femei, tot în funcție de anul nașterii, ultimele două cifre din anul nașterii se adună până se ajunge la un număr, iar la acel număr se adaugă 5. De exemplu, 1965, 6 cu 5, 11, 1 cu 1, 2, și la acesta se adaugă 5, 2 cu 5, 7, iar numărul Kua este 7. Cei care fac parte din grupa estică au numărul Kua 1, 3, 4 și 9. Și puteți urmări acest tabel. Avem aici grupul estic, grupul vestic și numerele, acestea sunt numerele Kua, la fiecare. Și pe coloana de jos, primele 4, F1, F2, F3 și F4 sunt pozițiile favorabile. Celelalte patru sunt pozițiile nefavorabile. Oricare dintre pozițiile favorabile aduce mult noroc omului. Păi, doctor, nu este bine, mai bine să nu știu dacă nu mi-aduce nenoroc? Mai bine nu mai știu. Da. Sau dacă nu trebuie să potențez, să spunem, să aduc către noroc, da? Trebuie, dacă știu acesta că fac parte din, nu știu, numărul 9 sau numărul 7 sau numărul și sunt în poziția nefavorabilă, cum fac să fiu deci, într-o... Noi dacă cunoaștem pozițiile nefavorabile, că sunt niște puncte cardinale, noi evităm să stăm în direcția acelor poziții. În momentul în care... Acest lucru, am înțeles, dar am înțeles mai târziu. Ne oprim aici, dragii telespectatori, suntem în prima parte, continuăm cu doamna doctor. Sunt interesată și eu, sper să fiți interesat și dumneavoastră și eu sunt puțin mirată, deci să nu fiu sinceră, de aplicarea unor medici către această formă de studiu asupra, sau mai bine spus, de acest mod și efectele sale asupra sănătății. Din nou, despre câte lună și stele, cu doamna doctor Rodica Miulescu, mă bucur, dragi telespectatori, sper că aceste informații din prima parte sunt bine interesante. Veți ști și dumneavoastră cum să aplicați, am vorbit despre influențele lunii în creștere, în descreștere și așa mai departe.
Încercăm în partea a doua să dezvoltăm mai mult acest Feng Shui și cum influențează sănătatea și de ce nu să spunem și bunăstarea noastră, pentru că contează foarte, foarte mult. Doamna doctor, haideți să-i dăm drumul, pentru că în 20 de minute sper eu să terminăm, pentru că aș mai veni eu la dumneavoastră, dar din când în când. Sigur. După cum spuneam, cele două grupe, estică și vestică, au direcții 4 favorabile și 4 nefavorabile. Numere cu a pentru estici 1, 3, 4, 9, pentru vestici 2, 6, 7 și 8. Le avem aici, le-am arătat în acest tabel. Direcțiile grupei estice sunt nefavorabile pentru vestici și invers, direcțiile grupei vestice sunt nefavorabile pentru... Exemplificați că mi-este greu să înțeleg. De exemplu, avem aici o persoană din grupul estic care are numărul cu a 1. Asta în funcție de anul nașterii, da, dragi telespectatori, așa cum ne spunea doamna doctor, adăugați ultimele două cifre, scădeți la bărbații 9, la femei 5. Am zis bine? Numărul la bărbați se scade din 10, iar la femei se adună 5. A, se adună 5, bun, am mai... Da. Avem aici cele patru direcții la numărul 1. Direcții favorabile și cea mai bună direcție pentru o persoană care are numărul cu A1 este direcția de sud-est. Este direcția succesului pe toate planurile. Asta ce înseamnă direcție, doamna doctor, sud-est? Mut în sud-estul țării. Nu, direcția de exemplu. Uite, avem aici exemplificat felul în care stăm așezați la un birou. Deci cât mai multe ore, unde stăm mai mult, e bine să profităm biroul orientat, deci noi să fim orientați către acest punct cardinal. Am înțeles. Este foarte bine. Da, ok. Decât să stăm, de exemplu, aici este cel mai bun și aici sud-vestul este cel mai nefavorabil. Este foarte, foarte rău. Deci e bine să evităm aceste lucruri. Bun. Și chiar recomand telespectatorilor să-și memoreze acest număr și direcțiile favorabile pentru a le folosi în orice moment al existenței lor în diferite locuri. Pentru asta, bineînțeles, e nevoie să ai o busolă în dotare. Direcția sănătății, că noi vorbeam de sănătate în această emisiune, din tabel, acest F3. Asta este direcția sănătății și relația armonioasă. Da. Da. Aici, de exemplu, la exemplu pe care l-am dat cu numărul cu A1, este estul. Cum putem folosi această direcție a sănătății? Dormitorul plasat în această direcție. Să dormim cu capul către această direcție, să dormim într-un dormitor care are ușa către această direcție. Dar ce presupune un dormitor sănătos? Un dormitor sănătos presupune și echilibrarea celor două energii, yin și yang. Culori calmante, liniștitoare, la perdele, draperii, covoare, specifice yin. Cum aducem yang-ul? Yang-ul este adus prin lumină, deci sursele de iluminat. Dar nu trebuie să fie iluminatul foarte puternic, pentru că la un moment dat... Deci yang-ul nu trebuie să fie puternic, pentru că ne poate tulbura somnul. Mai poate fi adus yang-ul prin muzică. Muzica ambientală, sunete din natură. Acest influx de yang generează niște vibrații sănătoase, care sunt benefice, de exemplu, în cazul convalescenților, în cazul persoanelor cu handicap. Nu folosim în dormitor, și asta este foarte important, plante, flori, remedii de apă, oglinzi în fața patului. Patul să nu fie poziționat între două uși sau direcția picioarelor să fie patul așezat pe direcția ușii. Acest lucru este foarte, foarte negativ. Pe direcția ușii sau pe direcția oglinzii? Pe direcția ușii. Nu, deci patul nu trebuie să fie, picioarele practic să nu fie în dreptul ușii. Aha, aha, aha. Am înțeles. Am înțeles.
cea mai bună poziție a patului ar fi în diagonală de la ușa de intrare în dormitor. De asemenea, patul e bine să fie poziționat pe un perete solid, asta înseamnă stabilitate. Nu e bine să fie pus pe un perete cu o fereastră. Dacă se întâmplă acest lucru, e bine să avem draperiile trase. Ce mai este important, de exemplu, în cazul persoanelor care locuiesc la casă cu etaj, toaleta de la etajul superior să nu fie în dreptul patului, în dreptul dormitorului. Este... Doamna doctor, dar iertați-mă, ne vorbesc despre toate acestea, este bine că să ținem cont la un moment dat, dar sunt blocurile comuniste și mulți dintre noi trăiesc în aceste blocuri comuniste și din păcate, spun dragi telespectatori, nu știu cum poți să-ți faci un pat în diagonală, așa cum spuneți dumneavoastră, în două cămeruțe? Nu, patul nu trebuie făcut, da, pus cumva. Cumva în colțul din stânga, cel mai îndepărtat al dormitorului. Bineînțeles că asta este foarte bine lucrul ăsta. Studiile arată că Feng Shui este o artă, da, și mai ales da. Contribuie foarte mult la starea sănătății. Imaginați-vă, dragi telespectatori, eu ascult pe doamna doctor cu foarte mare atenție, într-o cameră unde ai toate aceste elemente și ai sentimentul la că te simți bine, înseamnă că energiile sunt armonizate și că e un flux de energie. Sunt camere în care sunt case, să spunem, în care chiar nu te simți cu adevărat bine. Spui că ceva, nu știu, vine să pleci de acolo. Înseamnă că acea casă, acea cameră are ceva care te dă la o parte. Adică, mă gândesc la toate astea că un om, să spunem, echilibrat, un om... din toate punctele de vedere, cu o stare mentală bună, cu o stare de sănătate bună, simte lucrurile astea, simte că energia acolo o ia de-a palma sau... Da, sau de exemplu, ceea ce este o situație negativă, patul să fie poziționat și mai ales cu poziția capului, partea de tăblie, sub oglindă, de exemplu. Sau asupra patului să fie pe direcția patului muchii ascuțite. Nu este un aspect favorabil acesta. Dar bineînțeles există remedii pentru toate aceste aspecte pe care putem să le folosim. Ce vreau să mai amintesc aici? Pentru anul acesta ținem cont și de stelele zburătoare, stelele 2 și 5, niște stele negative, steaua 2 a bolilor și steaua 5 a distrugerilor, așa numitul fatal 5 galben, care anul acesta sunt, steaua 2 este în centru, în centrul casei, acolo este, steaua 2 este o stea de pământ. Ca să controlăm această stea, este bine să punem niște remedii verzi, un covor verde, de exemplu, sau plante care aparțin lemnului, lemnul fiind elementul care controlează pământul. Mm-hmm. Iar steaua 5 este anul acesta în sectorul de nord-est. Este bine să nu privim, spun aceste lucruri, legate de direcțiile acestea favorabile la fiecare. Dacă nord-estul este o poziție favorabilă la o persoană, anul acesta e bine să treacă la următoarea poziție, să nu o folosească pe aceasta. Mm-hmm. Pentru că nu e benefică anul acesta. Direcția dezvoltării personale, acel F4 din tabel, poate fi folosită și pentru meditație. Deci noi ne putem folosi, ne putem organiza un loc al nostru, specific pentru noi. Da, știți, eu mă pun în postura telespectatorului, nu vă supărați de mine. Spuneți. Pentru cei care au deschis puțin mai târziu televizoarele, ceea ce spuneți dumneavoastră acum este de domeniul F4, nord-sud, est-vest, de domeniul altceva, computerizării, nu înțeleg de la început. Aș vrea să vă opriți puțin da. Și să știți,
Că se pune întrebarea, cum un medic vorbesc când vorbesc astrologii? Nu, dragi respectatori. Eu înțeleg pe doamna doctor perfect, aduce foarte multe elemente aici. Noi nu prea avem cunoștință despre aceste elemente, din păcate. Poate că trebuia să construiesc emisiunea altfel, îmi fac eu mea culpa. Eu vreau ca să înțeleg, ca să înțelege și dumneavoastră. Și atâta timp cât eu nu înțeleg unele aspecte, nici nu pot ca să îi dau voie să meargă mai departe. Ajung la concret și spunem că este o știință și Feng Shui ăsta este o știință și astrologia este tot o știință. Toate aceste, cum să le numesc, toate aceste științe, dacă avem informația la momentul potrivit sau de ce să nu ne aplecăm mai târziu, ajută la sănătatea noastră. Și vă întreb, dumneavoastră, aici, eu sunt foarte practică, da, sunt sigur, ancorată cu picioarele în pământ, aici, vine, să spunem, pacientul, vă bate la ușă, cioc-cioc la ușă. Doamna doctor, după ce îi faceți o anamneză, după ce vedeți ce deficite are, unde s-a mai scurs energia, ce faceți? Îi povestiți toate astea sau îl întrebați cum ai poziționat patul și toate chestiile acestea? Nu, sunt informații pe care le pot obține, dar acest lucru nu face parte din rutina noastră. Este cumva pe lângă consultația noastră. Dar putem să dăm, bineînțeles, dacă persoanele sunt interesate, putem oferi aceste informații suplimentare. Este bine ca oamenii să le cunoască. Noi am mai făcut emisiuni pe această temă. Telespectatorii, nu știu dacă cei din Vâlcea, dar cei de aici sunt puțin familiarizați cu aceste aspecte. Pot urmări emisiunile doamnei doctor de pe YouTube. Sunt informații care se pot prinde așa din zbor la un moment dat, dar în momentul în care te interesează ceva, poți aprofunda acel domeniu, poți întreba, dar ai primit informația, ți-a trecut pe la ureche. Ce-o fi aia? Și eu când am ajuns să citesc despre Feng Shui, prima dată când am văzut că îmi descrie broaște, tigri, dragoni, m-a cufnit râsul. Și am zis, măi, nu se poate, ce e asta? Dar am avut răbdarea să trec mai departe și totul s-a luminat. Of, m-am mai liniștit și eu puțin, dragi telespectatori. Și vorbeam de remedii, mă scuzați, că tot sunteți curioasă. Există soluții pentru toate problemele. Și eu am adus astăzi niște remedii, le am aici. Aș vrea să vă arăt, de exemplu, aceste tulpini de bambus, care sunt remedii folosite pentru a contracara energia negativă a grinzilor, a muchiilor ascuțite. Bambusul este și un remediu pentru sănătate. El se poate, de exemplu, un tablou cu bambus poate fi așezat în colțul din est al casei sau al livingului sau al unei încăperi. Sunt remedii pentru longevitate. Și așa să vă dau câteva exemple aici. Mai avem, aici este zeul longevității. Se numește Sau. Este un bătrân care ține în mână un toiac încrustat cu simbolul dragonului. Iar în mâna dreaptă are un alt simbol al longevității care este piersica. Am vorbit despre bambus. O să le vedeți și dumneavoastră mai aproape, da. Am vorbit despre bambus. Un alt simbol de sănătate și viață lungă este cocorul. Broasca țestoasă. Și cei 8 nemuritori. Îi avem aici. Se spune despre ei. Este o legendă că ei au intrat în grădina reginei vestului și au mâncat piersicile din copacul nemuririi, piersicile nemuritoare. Și astfel au devenit nemuritori. Ce credeți? Da? Problema este că aceste informații, Feng Shui-ul, el lucrează chiar dacă omul nu crede. Pentru că este vorba de energii care circulă. Dar cu atât mai mult când credem în ceea ce noi facem, și materializarea este deja concretizată. Da, asta este. Și apropo și de vindecare,
când cresc adevărat, iar medicina holistică încearcă de fiecare dată să dea un răspuns, pentru că îmbine tot acest întreg cu ceea ce înseamnă spiritualitate, cauzalitate și câte și mai câte, dragi de respectatori. Dar când crezi cu adevărat, nu spun eu acum ce a spus Iisus, credința ta te-a vindecat și așa mai departe. De aceea am întrebat-o pe doamna doctor, și credeți? Cred, pentru că altfel nu le-aș pune în aplicare. Doamna doctor, că dumneavoastră aș citit sau în afara faptului că aș citit, ați mers și la cursuri efectiv? Am făcut, deci eu am făcut niște cursuri de medicină tradițională chineză. Păi spuneți doar așa, păi spune, vă rog. Da, să fac, se află multe informații. Dacă vrei să afli informațiile zvin, tot trebuie să fii deschis și să vrei, să ai voință. Bun, și ca o concluzie a celor spuse în această ediție, tot mă uit la această, dragii telespectatori ai emisiunii Sănătatea Art, ce ar trebui, eu știu, să rețină telespectatorii privind despre ceea ce am vorbit noi astăzi, despre lună, despre stele, pentru că eu am devenit puțin iritată, doamna doctor, când a spus de steaua 5 și steaua, și am zis, acum de unde mai știe doamna doctor care e steaua 5 și de unde să știu eu care e steaua 5? Dragi telespectatori, eu sunt foarte sinceră și sunt foarte atentă la interlocutor. De unde știu eu, doamna doctor? Deci ar trebui foarte mult să ne aplecăm către a cunoaște, a obține foarte multe informații legate de energii. Pentru că noi suntem energie și dacă nu știm legile energiei care funcționează, care sunt simple și sunt fixe în acest univers, suntem dezorientați. Deci trebuie să începem să avem acces la cunoaștere și să ne punem întrebări. De ce funcționează așa? Ce e aia? Ce e cealaltă? Și în momentul în care eu sunt deschis și îmi doresc, Universul îmi trimite, prin diverse căi știe El, cum îmi trimite informația de care eu am nevoie. Sunt convinsă de acest lucru, pentru că se spune că la orice întrebare există un răspuns, la orice problemă există o soluție, dar așa este, dacă nu ai acces la niște informații care de fapt sunt foarte vechi și acum noi pentru noi, pentru unul dintre noi, dragi telespectatori, nu spun, parcă simți așa că bâșbâși și spui, oare de ce nu merge bine? Ce este neregulă cu mine, nu? Sunt întrebări pe care... Sunt probleme de blocaje energetice. Și tocmai aici, în această clinică, eu invit oamenii și cei care poate nu au probleme acute sau cronice de sănătate. Pur și simplu pentru verificare. Pentru că în momentul în care ai un blocaj, aici se poate debloca. Ca lucrurile să devină naturale. Eu am să încerc, dragii telespectatori, după această discuție cu doamna doctor Rodica Mirela Miulescu, să văd ce blocaj, pe unde ar fi acest blocaj, cu siguranță, dar de ce să pun eu cu siguranță, poate nu există sau poate că există. Dar eu, în nebunia mea frumoasă, spun că nu am niciun blocaj și vin cu tot ceea ce este mai bun privind informațiile de sănătate, ca dumneavoastră să faceți în așa fel încât să vă mențineți măcar la starea de sănătate pe care o aveți și să nu o agravați. Acest lucru îmi doresc, doamna doctor, prin toate metodele, prin ceea ce înseamnă medicina alopată, medicina holistică, tradițională, semne și tot, oamenii să facă tot ce este posibil ca să se mențină sănătoși. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot. Cu plăcere. Vă aștept și în studio. A fost o plăcere, dragi telespectatori. Din punctul meu de vedere, eu am mai învățat câte ceva și bucuria este foarte mare atunci când mai pui o cărămidă acolo, la temelie, ca să mai trezească mintiuța asta și mai ales trezirea conștiinței, pentru că tot în ultimul timp vorbim de ceea ce înseamnă trezirea la spiritualitate. Reîntoarcerea la originile noastre. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot. A fost într-o emisiune înregistrată, dragi și telespectatori, după cum ați văzut, cu doamna doctor Rodica Mirela Miurescu și am vorbit despre câte rămâne și în stele. Toate cele bune, o seară frumoasă vă doresc. Numai bine!